Salut, camarazi! Sunt la Autopen, după cum vedeți. Aștept să vină camaradul Adi, care are zbor la 7:10 spre Roma. Aici, după cum vedeți, aglomerație mare, se îmbarcă pe acolo, se fac checking. Și aici, Monastir la 7, asta e în Maroc, mi se pare. Și după aia la 7:10 e camaradul Adi de la Sfântul Gheorghe, zboară la Roma, la Macaronar, să mănânce lasagna. Stau aici de seară, de la 9:30. Mi-am adus o carte, am citit aici. Vedeți și voi, aglomerație, multă lume, multă, toată lumea pedalează pe aici cu avioanele. Deci sunt și bune și nasoale, știi? La WC-uri e plin de gândaci, mai rău ca la bloc, știți? E plin de gândaci, mai rău ca la bloc. Taxiurile sunt galbene, știți? Ca la New York, că noi trăim în America aici, știi? Adică, după aia, personalul de servici sunt toți bronzați, știi, dăm o impresie nemaipomenită aici, când vine lumea prima dată, bronzați. Taximetriștii tot bronzați și ei, știi? Așa că toată lumea e la burta mare în România, toți alogenii fac burta mare în România. Uitați-vă pe aici, se iau bilete, se fac aranjamente, combinații, ce mai... Au stat unii pe lângă mine, băi, la trei dimineața i-a apucat foame. Bă, mi s-a făcut se rău când îi vedeam pe ea cum mănâncă la 3 dimineața, mâncau sandvișuri și două femei cu doi bărbați și ei au scos și berea, știți? Înțelegeți? Păi eu dacă mă trezesc la 3 dimineața și am gura uscată, iau o jumătate de gură de ceai, știi? Cum să beau bere și să mănânc sandvișuri la 3 dimineața? Și o cucoană lângă mine, o româncă, s-a apucat și aia să mănânce cozonac la 3 jumate dimineața. Ca la nebun, știi? Dar e... Ce să zic, e atmosfera așa de apocalipsă, de sfârșitul lumii. Uitați aici, lume vine, lume pleacă. Ia uitați-vă cum e aici, ca la obor. Aștept pe camaradul Adi, care trebuie să pice de la Sfântul Gheorghe cu zlană de-aia. Că pita am și eu, dar el aduce zlana și pălinca de la Sfântul Gheorghe, de la mame. Așa, vedeți și voi aici, atmosfera de croazieră. Așa, ce mai e pe aici? Stai că mai erau niște chestii, stai să mi-aduc aminte. S-a așezase doi ruși cu două rusoaice lângă mine. Băi, și o rusoaică avea o pungă de aia de la Luca, cu covriș ce-o fi avut în ea. Bă, frate, ziceai că face expres, o băgase punga între spatele ei, o pungă mare. O băgase între spatele ei și scaun și parcă făcea intenționat, mereu dătă cu spatele pe punga aia, mergea exact pe nerv, știi? Și mai era încă... După aia a venit un român cu o filipineză, însurat cu o filipineză de la Bremen, din Germania, că ea vorbea și germana, după aia am vorbit cu ea germana, cu doi băieței și o fetiță, dar arătau mai mult a filipinez decât cu tasul ca românul. Ăla la fel s-a apucat să lipească bagajele când se urcă, uite cum face băiatul ăla. Când se urcă la avion, lipesc bagajele acolo și le cum învârtește băiatul ăla acolo, știi? Bă, nu s-a dus el undeva la 20 de metri să lipească. Bă, în lumea aia, unii dormeau pe acolo, vă dați seama? Și ăla lipea, scârția scociul acolo și mergea direct pe cerebel, știi? Băi, tâmpiți, băi, n-am văzut așa ceva, mă, vă zic. Lumea în care trăim a luat-o razna, băi, vă înțelegeți? A luat-o razna, nu mai e bun simț, nu mai e nimic.
lumea nu mai știe de capul ei, vai de mama lor, zici că sunt la sfârșitul lumii. O groază de străini, după cum vedeți, nepalezi, filipinezii, din toate chinezii, din toate popoarele planetei pe aici. Zici că la București se dă haleală pe gratis, știi? Așa. Și prețurile aici. Știți cât costă un sandwich aici la aeroport? Vreo 38 de lei, cât vreo 6 pâini costă un sandwich. Cafeaua e vreo 17 lei, între 17 și 20. Ia uitați-vă ce vine aici, ca la sfârșitul lumii, ia uitați-vă. Zici că să dă mălai pe gratis. Așa? Și dacă bei cafea de la automat, e 10 lei, știi? Deci când două pâini, o cafea de la automat, știi, mi-am luat și eu, că mi-era sete și mi-era ca dorm, știi? Mi-am luat și eu o cafea, știi cât avea? Două dește lățime, am dat 10 lei pe ea, știi? Aici m-am pricopsit. Deci două pâini, înțelegeți? Așa. Și ia uitați-vă cum vine aici. Bă, frate, lumea asta e complet inconștientă, băi, poluează în draci, că nu cred că se duc după afaceri, nu știu ce, sau am impresia că unii se bățâie aiurea până aer, știi? Asta e părerea mea. Hai că vă pup, ne auzim mai târziu. Pa, camarazi!